Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Astăzi, 16 aprilie 2021, vreau să vă vorbesc puțin despre compartimentul de reproducție al crescătoriei noastre. Vreau să vă vorbesc despre felul în care lucrăm la acest compartiment, despre hrana pe care o administrăm, cum facem noi combinația de hrană și ce produse au primit acești porumbei de reproducție ai crescătoriei noastre pentru a-i ține într-o condiție și într-o stare de sănătate bună spre foarte bună. Singurul inconvenient în tot acest timp a fost temperatura de afară, deoarece au fost oscilații mari de temperatură și a trebuit să fim atenți la porumbeii noștri, la nevoile lor și să intervenim exact și sigur la momentul potrivit și cu soluțiile potrivite. Ce vreau să vă arăt pe acest videoclip? Am zis în primul rând că o să vă vorbesc despre mâncarea pe care o administrăm porumbeilor noștri, hrana pe care o administrăm porumbeilor de reproducție ai crescătoriei noastre și o să vedeți exact ceea ce folosim noi. O să vă exemplific pe acest videoclip și felul în care facem combinația de hrană pentru porumbeii noștri și pentru ca porumbeii să primească tot ce este necesar și din hrană, o condiție foarte importantă în creșterea porumbeilor și într-o stare de sănătate foarte, foarte bună. De asemenea, o să vă arăt și ce folosim în mod frecvent la compartimentul de reproducție al crescătoriei noastre și eu sper ca toate aceste sfaturi să vă fie utile, să vă ajute. Eu am încercat de-a lungul timpului pe acest canal de YouTube, Vavi Pigeon Loft, unde vă invit să vă abonați și să activați clopoțelul din dreapta pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Și vă spuneam că am încercat de-a lungul timpului să prezint lucrurile așa cum sunt, să prezint ceea ce facem noi în crescătorie, să prezint cum lucrăm cu porumbeii noștri și dacă pe mulți dintre voi v-au ajutat anumite lucruri, eu mă declar de pe acum foarte, foarte mulțumit. Haideți să vorbim exact despre mâncare și ce combinație facem noi în mâncarea pe care o administrăm porumbeilor noștri. Avem în prima fază o mâncare poloneză, o bază. Să vă arăt aici, să vede mult mai bine. Așa arată această bază. Încercăm să oferim porumbeilor o mâncare cât mai bogată, atât din punct de vedere al fibrelor, al caloriilor și din mâncare să și ia necesarul de proteine, glucide, lipide, vitamine, în afară de ceea ce mai administrăm noi și îi mai ajutăm separat. Deci avem această bază pe care noi o combinăm. După cum vedeți, avem aici o mâncare la sac. Aceasta este Champions Sport. Și vă arăt și cum arată această mâncare. Așa arată Champions Sport. Este o mâncare de concurs, dar noi o introducem și în meniul porumbeilor de reproducție ai crescătoriei noastre pentru o creștere cât mai bună și cât mai corectă a puilor, pentru a oferi tot ceea ce le trebuie. Și aici mă refer la strict ce și-au porumbeii din mâncare. De asemenea, amestecăm hrana porumbeilor de reproducție cu start. Vedeți și această mâncare. Folosim trei tipuri de mâncare. Concentrația o facem noi, uitați diferența, haideți să vă arăt un pic diferența de mâncare. Baza, avem startul aici în mâna mea.
Și avem championsul aici. Ca să vă dați seama că sunt semințe diferite și aportul trebuie să fie unul foarte bun al hranei pe care o administrăm pentru porumbeii noștri. Deci toate aceste trei tipuri de mâncare vor fi combinate. V-am arătat. Și pentru a fi cât mai exact și cât mai puternică mâncarea, după cum vedeți, avem aici numai semințe mici. Noi amestecăm și o parte din aceste semințe în hrana porumbeilor de reproducție. Și în felul acesta am făcut mâncarea pentru compartimentul de reproducție al crescătoriei noastre. Știu că este destul de costisitor, dar noi încercăm să oferim porumbeilor tot ceea ce le trebuie, încercăm să facem lucrurile bine, încercăm să ajutăm porumbeii să aibă tot ce le trebuie și în felul acesta să dea și ei la rândul lor pui sănătoși, pui de calitate și pui care din punct de vedere al condiției lor să fie unii excepționali. Așadar, trec repede în revistă din nou toate tipurile de mâncare pe care le folosim. Avem baza poloneză, da? Avem Champions și avem startul. Toate aceste trei tipuri de mâncare amestecate cu aceste semințe mici. Și în felul acesta am terminat cu mâncarea porumbeilor de reproducție. Aceasta este o mâncare pe care o administrăm în această perioadă când au pui, pentru a fi cât mai bine crescuți. De asemenea, nu trebuie să uitați de grit, minerale. Avem aici scoică, cărămidă pisată, vitamineral amestecat. Deci gritul, de asemenea, trebuie reîmprospătat zilnic, nu trebuie lăsat în hrănitori. Noi așa folosim gritul, deci zilnic, câte puțin și împrospătat în permanență. Dragii mei prieteni, până acum v-am vorbit despre mâncarea administrată în această perioadă porumbeilor de reproducție și în continuare să vă arăt ce folosim. Mi-am amintit acum. Avem puișorii, mare parte din ei sunt aproape de înțărcare, aproape de coborât din cuiburi și noi în acest moment folosim picături împotriva paraziților, deci pentru deparazitare externă, endectocid, folosim la puișorii crescătoriei noastre, după ce au trecut de 10 zile, administrăm. Vedeți aici, să vă arăt așa doar doi puișori. După ce au trecut de 10 zile, administrăm aceste picături puișorilor noștri. Ia mă să-i vedem și pe aici, ia mă. Și astăzi se va întâmpla acest lucru la puișorii crescătoriei noastre. Deci, deparazitare externă. La puișorii mai mari de 10 zile, noi facem acest lucru și așa procedăm în crescătoria noastră. Atenție mare, dragii mei prieteni, dragii urmăritori ai acestui canal de YouTube, primesc foarte multe semnale de la voi, precum că porumbeii de reproducție din crescătoriile voastre în această perioadă, mare parte din ei dau semne de slăbiciune. Aveți grijă, sunt amănunte minore, dar amănunte pe care trebuie să le luați în seamă, amănunte la care trebuie să interveniți, și anume
Aveți foarte mare grijă în momentul când masculul începe să alerge cu frenezie și cu disperare. Femela la cuib, să o bată la cuib. În acel moment ar fi bine pentru 2-3 zile să puneți mâncare și apă individual pe respectiva boxă, pentru că nivelul de stres al femelei este foarte mare. Ea în acel moment nu este lăsată să mănânce și să se adapte, să bea apă corespunzător, fiind bătută la cuib și masculul așteptând-o să ouă. E bine să interveniți pentru a diminua acest stres. În felul acesta va oua mai repede, va fi sănătoasă, nu va slăbi și cred eu că această mică intervenție pe care o puteți face fără niciun fel de problemă, doar cu puțin timp pierdut în plus la porumbei, o să vă ajute foarte, foarte mult. De asemenea, în afară de rețetele pe care vi le-am prezentat pe acest canal de YouTube, pe videoclipuri anterioare, și aici mă refer la antimicrobian XXL, Olanda Magic, pansament intestinal, respiratorii No Problems, aveți toate, tonicul olandez, aveți toate rețetele prezentate în videoclipuri pe acest canal de YouTube. Acolo puteți găsi modul de preparare, modul de administrare și tot ce trebuie v-am explicat în amănunt. Porumbeii crescătoriei noastre au primit în mod frecvent și o să încep să vă arăt ce au primit. Au primit ceaiuri, sunt ceaiuri destul de ieftine, le găsiți la Plafar. Protector hepatic și hepatil. Sunt multe astfel de produse pe care le găsiți, multe astfel de ceaiuri. Sunt ceaiuri naturale, nu afectează în niciun fel negativ, produs din plante medicinale, nu mai ajută porumbeii din crescătoriile voastre. Noi așa am lucrat cu ei și am folosit aceste ceaiuri, în special acum în această perioadă la compartimentul nostru de reproducție. De asemenea, folosim frecvent oțet. Avem aici Avidres Plus. Este un produs cumpărat după piață specială, după piața specială pentru porumbei. Și de asemenea, noi folosim oțet din mere cu miere de albine. Și aceste două produse ați văzut, știți cum se folosesc și cred că marea majoritate dintre voi folosiți și aceste produse. Nu uitați și încercați să lăsați repaus porumbeilor voștri între ceea ce administrați. Încercați să nu dați prea mult. Totul trebuie dat cu cap, lăsând repaus, ținând cont de perioada în care se află porumbeii și aici mă refer la perioada dinaintea ouatului, perioada clocirii, perioada în care ies puii, perioada în care puii se măresc și atunci trebuie intervenit, după cum v-am spus, cu altă mâncare pentru o creștere cât mai bună a puiilor și o stare de sănătate foarte, foarte bună. În hrana porumbeilor avem întotdeauna drojdia de bere, care nu trebuie să lipsească nici ea. Drojdie de bere pe care o administrăm împreună cu un ulei, ulei bio virgin presat la rece. Noi folosim un ulei de cânepă, ajută la capsularea boabelui, formează o peliculă și se lipește foarte bine. Produsele se lipesc foarte bine, produsele praf administrate pe hrana porumbeilor. Aici vorbim în cazul de față despre drojdie. Trebuie să reîmprospătăm rezerva de ulei de usturoi. De asemenea, știți, suntem adepții preparării
uleiului de usturoi, să-l preparăm noi din usturoi natural și în amestec cu ulei de măsline. Și despre acest lucru v-am vorbit și aveți un videoclip amplu pe acest canal de YouTube AVP John Loft. Sarea de baie, asta v-am explicat de fiecare dată, baia porumbeilor foarte importantă. Baia porumbeilor aduce doar beneficii, reduce stresul, curăță, tonifică, penaj, tot ce trebuie, și baia nu trebuie uitată. Și de asemenea mai folosim la porumbeii crescătoriei noastre glucoză și aceste lucruri cred că le știți marea majoritate. Eu în mare parte prezentarea aceasta generală am terminat-o cu ceea ce administrăm. V-am spus, încercăm să ținem porumbeii într-o stare foarte, foarte bună de sănătate și până acum acest lucru ne-a reușit. Nu facem niciun fel de concesie în vederea ținerii unui climat de sănătate bun în crescătorie, de aceea orice porumbel cu probleme de sănătate, în primul rând, va fi eliminat, deoarece nu vrem să riscăm să se împrăștie în toată crescătoria o anumită problemă și de aceea cred că este mai bine să ajungem în situația în care să eliminăm un porumbel, dar în felul acesta să fim siguri și să avem certitudinea că nu vom îmbolnăvi restul porumbeilor din crescătorie, deoarece, din păcate, aceste boli, pot spune, aceste boli care sunt specifice porumbeilor, sunt și foarte transmisibile, iar important, încerca să schimbați apa porumbeilor de 2 ori minim pe zi, dacă puteți de 2-3 ori pe zi, ar fi perfect. Eu în încheiere o să vă prezint puișorii din cuiburi, puișorii care sunt aproape de coborât și îmi doresc din suflet ca acest videoclip să vă ajute. Îmi doresc ca ceea ce v-am explicat acum să fie benefic pentru voi și de asemenea îi salut pe toți cei care mi-au mulțumit pentru anumite rețete, pentru anumite metode de lucru pe care le-am prezentat și mă bucură foarte mult acest lucru și mă face să continui și cu acest canal de YouTube, care de multe ori nu prea am timpul necesar pentru el, dar încerc să vă țin în priză, să vă țin la curent și încerc ca de fiecare dată să postez lucruri interesante. Haideți să trec așa fugitiv, dragii mei prieteni, prin boxe, prin cuiburi, pentru a vă prezenta puișorii, măi vitezistule, puișorii activi, energici, crescuți foarte bine. Cât ai mâncat, mă, cât ai mâncat? O să vă prezint așa în mare, fugitiv, nu o să vorbesc acum despre ei. Haideți să trecem la următoarea serie de pui. Încerc să mă mișc cât mai încet pentru a nu-i stresa, a nu-i deranja. Hai mă, fugiți la cuib aici și voi, lăsați-o pe mămica. Mămica are iar o pui care, vedeți, arată bine. Sunt aproape de datul jos din cuib. În scurt timp se va întâmpla și acest lucru. Dar până atunci se mai răsfață și ei un pic lângă părinții lor. Ia uita ce avem și aici. Băi, ce vrei mă, iar mă bați? Bă, tu ești tare rău, mă. Pe tine trebuie să te am în vedere. Cât ai mâncat, mă, și tu, mă, nu mai poți pleznești. Pleznești, mă, bați și cu aripa, mă, și ciupești, răutate. Tu, domnișoara, cred, domnișoara e mai timidă. Da, mă, da, 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 da. Da, da, da. Haideți să trec în continuare, v-am spus, fugitiv. O nouă serie din
bălțații noștri, linie care începe să se profileze destul de bine la noi în crescătorie. Hai la loc și voi. Haide, hai băieți. Așa tati, hai frumoși, hai. Ați așa, cu ochii la voi nu filmam bine aici pentru băieți. Hai. Puișori frumoși, puișori sănătoși și care ați văzut, v-am explicat și pe acest videoclip, cu ajutorul căror produse, în ce fel am putut să-i aducem în aceste condiții în care sunt acum. Și aici un mascul rău fuge de noi. Cred că de asemenea domnișoara e mai liniștită puțin. Hai, fugi la loc aici și tu. Op, așa. Să vă prezint și unii mai micuți. Ia uitați aici. Bă, cât ați mâncat, mă, și tu. Stai, draga mea, stai. Stai. Stai un pic, lasă-i. Gata. Trecem. Aici avem deja niște puișori mari pui. Ia uitați. Uitați-i cum se prezintă. Sunt momente frumoase și acestea cu puișorii. Le-am așteptat mult timp și aici este speranța pentru un viitor bun. Aici cu toții muncim pentru a forma anumite cupluri. Nu te băga aici. Hai. De-aia nu vreau să-i deranjez pentru că sunt părinții deja cu ouă și încerc să creez cât mai puțin deranj. Și aici, după cum vedeți, pui sunt destui pui la noi în crescătorie și aceștia mari aici, băi, da. Ce mă, hai că nu le fac nimic nici la pui, nici ție cu ouă, da? Da, răule, apără tu cuibul. Fii tu rău, dragule, da. Ce vreau să vă mai spun? Astăzi, 16 fiind, din nou o să fie destulă treabă la porumbeii noștri. Vom administra picăturile cu oxigen plus la lotul de zbor al crescătoriei noastre și vă voi spune și rezultatul exact. Trebuiau administrate ieri, din păcate ieri nu a fost timp pentru acest lucru, dar în următorul videoclip pe care îl voi face la compartimentul de zbor al crescătoriei noastre, o să vă spun exact ce s-a întâmplat după administrarea picăturilor cu oxigen plus. O să vă spun exact ce fel de probleme am găsit, dacă vom găsi probleme, și vă voi spune și cum lucrează acest produs. În rest, lucrurile, eu zic că decurg bine în crescătoria noastră. Lucrurile sunt la locul lor. Noi încercăm să ne facem treaba într-un mod cât mai bun, cât mai corect. Și de asemenea îmi doresc ca în comentarii să discutăm împreună și despre problemele pe care le aveți, să încercăm să găsim soluții. Să-mi spuneți ce părere aveți despre ce ați văzut pe acest videoclip. Și eu sper ca să fim cu toții bucuroși, încântați și mulțumiți de porumbeii noștri. Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Vă salut cu mult drag. Vă doresc toate cele bune. Zi plăcută. Un weekend plăcut care se apropie. Să aveți parte de porumbei care se întorc cu bine de la antrenamentele care în mare parte au început și în rest ce să vă zic, să fiți sănătoși, să fiți fericiți și mulțumiți de tot ceea ce faceți. Vă salut cu mult drag, la revedere și toate cele bune. Numai bine!